Perne de calatorie, perne de vanzare. Avanti! Acqua minerale, perne de calatorie. Ehi! Avanti! Acqua minerale, perne de calatorie. Avanti! Acqua minerale. Atenție, călători, poftiți în vagoane, poftiți în vagoane! Persoanele care au însoțit pe călător la tren sunt rugate să coboare din vagoane! Permiteți? E liber locul acela? Da, poftiți, poftiți, așezați-vă. Așezați-vă vine de la verbul a se așeza. Adică eu mă așez, tu te așezi, el se așează. Spun bine? Eh? Cum? Adică spun bine, nu? Sigur, sigur. Ce tip simpatic. Deci pot lua loc? Da, da, sigur, vă rog, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc. Vă rog, mii de mulțumiri. Scuzați-mă, scuzați-mă, v-am lovit rău? Rău? Nu, ce înseamnă răul fizic față de suferința morală? Nu, nu m-ați lovit. E drept, mai bine așa, de ce? Trebuie să râdem un pic mai încet, deoarece văd că mai este o a patra persoană care parcă doarme. Deja doarme. Doarme vine din latină, nu-i așa? Spuneți-mi, a dormi derivă din latină, nu? Cum? Ah, da, 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 sigur, sigur. Ce tip simpatic sunteți. Îmi permiteți? Aici punem valiza. Așa. Mă rog. Gata. Ce peisaj frumos, nu-i așa? La naiba, sunt distrat la culme. Puh, n-am cumpărat niciun ziar, ce prostie. Ziar? Dacă doriți, vi-l ofer pe al meu. Mă rog, nu este chiar un ziar. Vi-l dau imediat, o clipă, da? Trebuie să-l scot din buzunar. Să-l scot, să-l iau, adică conjugat din verbul a lua, nu-i așa? Iată, luați-l. O enciclopedie? O enciclopedie? Exact. Îmi dați-o? O enciclopedie? Da, domnule, o enciclopedie. Știți, eu călătoresc pentru a mă instrui. Da, și nu vreau să pierd nici o ocazie. Îmi pare rău, dar eu nu țin deloc să mă instruiesc. Eu vroiam un ziar umoristic, înțelegeți? Eu călătoresc pentru a mă distra. Trăiască viața. Viața, în latinește, imediat, vita. Vita genitiv vite, dativ vite. Este atât de adevărat, atât de adevărat. Permiteți-mi să mă prezint. Rossi, Carlo. Dar pentru prieteni, Napoleon. Bonaparte. Bineînțeles. Foarte încântat. Mario Bini. Dar pentru prieteni, Lucreția. Borgia? Desigur, desigur. Și spuneți-mi, domnule Lucreția, pardon, Bini, în ce direcție vă îndreptați? Adică unde vă duceți? Ustad abald el diretto, parul tinga durb erdirito. Aveți tată? Aveți mamă? Unde e bunicul dumneavoastră? 7 + 8 = 4. Cât fac? Vă înțeleg. Dumneavoastră călătoriți pentru a vă instrui. În fine, merg la Milano. Dumneavoastră? Și eu. Și eu. Eu, în latinește ego. Eu merg la Milano, capitala Lombardiei. 800.000 de locuitori. Cu ajutorul lui Naviglio Grande, al Martezanei și al Olonei, comunică și cu Ticino, cu fluviul Po și cu... și cu... Ah, da, capitală foarte veche a Insubriei, își trage numele de la, după cât se pare, de la la naiba, fira... Nu mi-amintesc, asta e enciclopedia, ah, dați-mi o clipă, mi, ma,
Mamma me, Milano. Și-a luat, după câte se pare, numele de la, de la aici, de la Gali. Sigur că de la Gali, care odată veniți. Mă, nu, domnilor, vă rog, destul, gata, fie vă mine, destul. Dacă, domnule, scuzați-mă că vorbesc fără să vă fi fost prezentat până acum, dar după că mi-am spus și domnului, eu călătoresc pentru a mă instrui și totul trebuie să mă sprijine pentru docte și profunde discuții. Știu, știu, am înțeles, dar eu nu pot. Eu am nevoie de pace, domnilor. De liniște. Mă înțelegeți? De liniște. Eu, domnilor, iertați, eu călătoresc pentru a uita o femeie. Asta chiar că e bună. Mai vă rog, nu râdeți. Nu râdeți de așa ceva, vă rog. Înțeleg, dar cum să fac? Eu călătoresc pentru a mă distra. Și cum era acea femeie? Avea ea părul blond, părul negru? Știa limba greacă? Călărea pe cal? Câți nasturi avea rochia ei de casă? Nu știu. Știu numai că se numea Rozaura. Și era frumoasă, frumoasă. Rozaura mea. Sărăcuțul îmi face oarecum milă. Curaj, curaso, encuram. Dragă prietene, Platon zicea, ce treabă, doamne iartă, nu mai țin minte. Știți dumneavoastră ce zicea Platon? Nu-mi pasă nici cât negru sub unghie. Oh, domnilor, vă rog, încetați. Dați-mi voie să vă spun că este teribil de ciudat faptul că noi trei ne-am întâlnit în acest compartiment. Dumneavoastră călătoriți pentru a vă instrui. Da. Eu călătoresc pentru distracție. Dumnealui călătorește pentru a uita o femeie, iar celălalt... Mă rog, forma de colo probabil călătorește pentru a dormi, nu?